Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. Atacul gazdelor, o pătrundere periculoasă, șutul este însă pe lângă poartă, din poziție bună. Foarte ușor a fost depășită apărarea Iașului la acest prim atac periculos. Respins cei de la Dunărea, din nou minge aruncată, care e o periculos, ocazie uriașă a lui Plămadă. Cât de singur era acolo în fața porții capitanul ieșenilor. Da, unde era fundașul dreapț al Dunării la Moise. Centrare, cade, ho! Superbă această reușită, poate că a fost mai bine că Mica n-a reușit acolo să se întoarcă și să trimite spre poartă. Mingea a ajuns la Andrei Moise, care trimite imparabil sub transversală. Mai puțin de două minute au condus ieșenii, Dunărea revine și egalează repede. Un gol foarte frumos reușit de Andrei Moise. Încă o dată faza, de la Moise a pornit acțiunea, a fost centrarea lui Filip, a căzut Nica, mingea cu ceva șansă, a ajuns la Moise, n-avea ce să mai facă, a atins cu vârful degetelor mingea Laurențiu Popescu, dar nu a putut împiedica golul. Reacția lui Costel Enache. Relaxare în defensiva ieșenilor. Încă o dată mingea aruncată în careu. Încearcă să-și facă mingea pentru șut și reușește un gol din nou foarte frumos. Leonard Boiangiu. Două reușite superbe ale călăreșenilor. Mai întâi Moise, acum Leonard Boiangiu a reușit să pivoteze acolo în interiorul careului și să șuteze fără speranță pentru Laurențiu Popescu. În câteva minute, Dunărea Călăraș întoarce rezultatul 2-1 cu 3 minute și jumătate înainte de pauză. Pare să nu mai înțeleagă nimic Costel Enache. A fost marea greșeală a lui Ionuț Pelivan, trebuia să degajeze de acolo. A insistat Filip, a centrat și din zona punctului de la 11 metri, Boiangiu îl învinge pe Laurențiu Popescu. Un ultim sfert de oră al acestei prime reprize foarte spectaculos, cu 3 goluri. 50% și-au reziliat contractele. Spunea unul dintre conducătorii clubului că lucrurile ar putea reveni la normal în cazul în care echipa ajunge la obiectivul propus, la locurile 1-6 de play-off. O reluare spectaculoasă aici, dar ineficient a lui Francisc Cristea. Și un șut care se duce direct în plasa porții lui Ionuț Popa. Ieșenii egalează repede în debutul acestei reprize. Totul a pornit de la acea preluare excelentă a lui Francis Cristea. S-a descurcat bine și Secu Camara. Iar Ocan trimite din poziție centrală, din marginea careului, în plasa porții lui Ionuț Popa. 4 goluri, iată, la Călăraș, în acest meci, în acest ultim meci al etapei. Iată-l pe Camara. Apoi, ultima pasă a venit de la Alex Mărieș, deși era căzut acolo, s-a întins și i-a pus mingea perfect lui Ocan.
Joacă din nou cu pasă lungă, ci de la Dunărea, Fanionul rămâne jos. Mica, să vedem, se dă lovitură la 11 metri, își pun mâinile în cap Ieșenii. A avut o ezitare centralul Eduard Ionită, apoi a arătat punctul cu VAR. Se duc Ieșenii către asistent. Cred că el i-a semnalat centralului că a fost ceva neregulamentar acolo. A fost o ciocnire, într-adevăr, între Nica și portarul Laurențiu Popescu, dar nu știu dacă nu cumva mai degrabă a fost fault în atac. Pleacă foarte bine aici Nica, nici vorba de offside. Preia și apoi... No. Nu mi se pare a fi lovitură la 11 metri. Respinge Popescu, apoi mai degrabă Nica intră în el. Da, o decizie importantă, dar schimbată apoi. Iată că Francis Cristea. Pentru Camara, să vedem, poziția este regulamentară. Camara, ce ocazie! Două ocazii din postură de... 1-1 cu portarul irosite de Camara. În prima repriză ocazia a fost și mai mare. Atunci din 2-3 metri n-a reușit să împingă mingea în poartă. O fază suspectă de offside aici. I-a sărit mingea în momentul șutului. Lovitură de cap de această dată. Camara nu mai ratează. Din nou visătoare defensiva Dunării, nemarcat Camara, trimite din plonjon cu capul și Iașiul e foarte aproape de o victorie importantă, ar fi a patra în ultimele 5 etape. Își spală păcatele Camara cu această reușită. Foarte ciudat, Boiangiu era în marcaj acolo, a pur și simplu a plecat de lângă Camara în momentul executării loviturii de colț. A fost 1-0 pentru Iași.